Serviciul sanitar al Federației Ruse a interzis importul de vinuri din Moldova. Declarația a fost făcută de medicul sanitar șef al Rusiei, Ghenadi Onishchenko. Potrivit experților ruși, în loturile de vinuri moldovenești importate în Federația Rusă a fost depistată o cantitate exagerată de plastifianți. Potrivit oficialului rus, interdicția va fi aplicată până când Federația Rusă nu va vedea realizarea măsurilor concrete din partea Moldovei îndreptată spre soluționarea sistemică a problemei. În context, prim-ministrul Iureleancă a convocat miercuri o ședință de lucru la care au participat ministrii și responsabilii din Ministerele Agriculturii, Economiei și Afacerilor Externe. A fost luată decizia de a solicita autorităților de la Moscova lansarea consultărilor pentru dezvoltarea unui sistem de livrare a băuturilor alcoolice conform normelor acordului de comerț liber în cadrul CSI, care se bazează pe reglementările OMC, din care ambele țări fac parte. După consultări urmează să fie identificate toate cerințele de calitate și inofensivitate pentru accesul pe piața rusă a produselor vinicole moldovenești. Astfel încât să se țină cont de noile solicitări ale Federației ruse, inclusiv ajustarea mecanismului de certificare. Grupul de experți moldoveni este gata să se deplaseze în orice moment la Moscova pentru consultări în această privință.